Diamantele sezonului au apărut pe piață. Tarabele sunt pline de cireșe, care mai de care, mai scumpe. În unele zone sunt comercianți care cer pe un kilogram de cireșe peste 50 de lei. Oamenii evită cireșele în această perioadă pentru că nu sunt mulțumiți nici de preț, dar nici de calitate. În numeroase piețe, oamenii nu se îngrămădesc la tarabele cu cireșe, iar cei care decid totuși să cumpere sunt nemulțumiți de preț. Dacă în supermarketuri prețul cireșelor a ajuns și până la 90 de lei, în piețe găsim cireșe și cu 15 lei, adică de 6 ori mai ieftine. Spre asta cred că și natura să răzbună pe noi. Pentru că și eu sunt în zonă de munte și cu ani în urmă făceam țuică din câte cireșe aveam, iar acum nu reușim să mai facem un compot sau un gem. Spre asta ce părere să am? A fost anotimpul așa cum a fost și a fost când frig, când cald și le-a afectat și din cauza asta producătorul trebuie să câștige și el ceva. Muncește și nu câștigă nimic, el stropește, face multe munci în agricultură și trebuie să câștige ceva. Dacă nu câștigă nimic, atunci se lasă de meserie și asta e o meserie. Trebuie să câștige și el ceva. Din cauza vremii nefavorabile, producția multor mehedințeni de cireșe nu au mai avut roade ca în anii trecuți. Mehedințenii consideră că dacă prețurile cireșelor rămâneau la un preț foarte mic, producătorii nu mai scoteau niciun profit din urma creșterii cireșelor.